Sezonul rece vine la pachet și cu gripă și răceală și de cele mai multe ori atunci când ne îmbolnăvim este destul de dificil să facem diferența între ele. Iată care sunt simptomele care ne ajută să le deosebim. Gripa și răceala reprezintă ambele afecțiuni respiratorii contagioase, dar sunt generate de virusuri distincte. Gripa este provocată exclusiv de virusul gripale, în timp ce răceala poate fi declanșată de diverse tipuri de virusuri, printre care și rinovirusurile sau coronavirusurile sezoniere. În general, gripa este considerată mai gravă decât răceala, manifestându-se prin simptome mai intense și debutând brusc. Medicul de familie nu recomandă utilizarea antibioticelor pentru tratarea gripei, deoarece acestea nu accelerează procesul de recuperare. Uneori, poate fi dificil să facem distinția între răceală și gripă, atunci când ne confruntăm cu simptome asemănătoare, cum ar fi senzația de rău și starea de oboseală, care ne face să vrem să stăm sub plapumă. Cu toate acestea, există modalități clare de a diferenția cele două afecțiuni. Chiar dacă gripa și răceală au în comun anumite simptome, acestea pot fi mai puțin severe în cazul răcelii. Printre simptomele suplimentare pe care oamenii le pot experimenta atunci când suferă de gripă se numără febra, durerile de cap, durerile musculare, stomacul deranjat și greață. Dacă aveți gripă, atunci este mult mai probabil să vă simțiți foarte obosit și să nu vă puteți continua rutina zilnică ca de obicei. Din cauza naturii imprevizibile a gripei, vaccinarea împotriva gripei este o măsură înțeleaptă dacă sunteți mai vulnerabili la această boală. Cei care sunt considerați cu risc ridicat, inclusiv persoanele care au peste 65 de ani, care sunt însărcinate sau care au o afecțiune gravă, sunt eligibile pentru un vaccin antigripal gratuit. Ca și în cazul răcelii, simptomele gripei pot fi adesea tratate de acasă prin multă odihnă și prin administrarea de medicamente pentru a vă scădea temperatura. Medicii de familie nu vă vor recomanda să luați antibiotice pentru gripă, deoarece, contrar credinței populare, acestea nu vă accelerează recuperarea. În cazul în care simptomele gripei nu se ameliorează după șapte zile, atunci este recomandat să faceți o vizită la medicul de familie. Relatează România TV.ro.